Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție de Jurnal de Mondial, o emisiune în care vom analiza ultimele partide din etapa întâi a fazei grupelor de la acest campionat mondial din Brazilia, dar și primele meciuri disputate în etapa a doua a acestei faze a grupelor, prima fază a competiției. Alături de mine sunt, ca de obicei, Mihai Dolinski, Daniel Samoilă și invitatul special de pe perioada turneului final, Florin Codreanu. Vă salut, domnilor! Salut! Salut! Salut, prieteni! O să începem cu grupa E, o grupă în care am avut primele partide, Elveția-Ecuador 2-1 și Franța-Honduras 3-0. Hai să începem cu partida câștigată de Elveția, o răsturnare de scor spectaculoasă în care s-a marcat golul victoriei în minutele de prelungiri. Cum ti s-a părut Elveția, Daniel, și crezi că Ecuadorul poate emite pretenții pentru calificare? Elveția e o echipă destul de solidă, însă a avut în față o națională a Ecuadorului foarte determinată. Nu mă așteptam chiar în prima repriză Ecuadorul să domine în așa mod, chiar dacă elvețienii au avut câteva ocazii pe finalul primei părți. În general, europenii au făcut o partidă bună, însă Ecuadorul va fi o nucătare pentru celelalte și cred că va avea un cuvânt greu de spus în lupta pentru locul 2, pentru că pe Elveția, după primul meci, nu o văd capabilă să scoată măcar un egal cu Franța în duelul care va avea loc peste câteva zile. Celălalt meci al grupei a fost Franța-Honduras 3-0, o victorie categorică pentru Le Bleu, un meci bun și o 3 puncte obținute fără nicio problemă. Florin, cum ți s-au părut Le Bleu și crezi că în momentul de față, după prima prestație, e drept împotriva unei naționale nu tocmai solide, nu împotriva unui nume foarte sonor, reușesc să arate destul de bine și unde crezi că se vor opri? Da, cum ai spus și tu, Andrei, primul meci nu știu cât e de relevant pentru că reprezentativa din Honduras nu a pus probleme serioase Franței. E o echipă care arată bine Franța. La prima impresie e destul de solidă pe axul central. Îmi place foarte mult cuplul de fundași centrali al francezilor, dar și zona mediană, acolo unde Cabaye, Matuidi și Pogba par să se înțeleagă de minune. Ce aș vrea să semnalez este că Franța, cel puțin în acest prim meci, n-a părut să simtă lipsa lui Franck Ribéry, dar acest aspect vom vedea cât va conta în meciurile cu adevărat importante. Cred că va câștiga grupa Franța și depinde de adversarii din fazele superioare, însă o văd capabilă să producă o surpriză și să ajungă undeva până în sferturi semifinale. Da, și eu sunt de aceeași părere cu tine, că nu prea s-a văzut lipsa lui Ribéry, însă, după cum ai spus-o și tu, sunt în meciurile în care va conta, va trebui să vedem dacă vor reuși să acopere absența unuia din cei mai bine cotați jucători francezi în momentul de față. Eu zic că un mare câștig pentru Franța a fost Griezmann, jucător care a reușit să se adapteze foarte bine în atmosfera din vestiarul Les Bleus și, în plus, cred că beneficiază și de o conjunctură favorabilă prin chemarea celor doi jucători care au fost aduși ulterior în lotul lui Deschamps. E vorba de Rémi Cabaye și Schneiderlin, care se pare că au legat o prietenie, cel puțin Griezmann era prieten cu Cabaye, în schimb cu Schneiderlin nu știu nimic despre acest aspect, însă se pare că s-au împrietenit destul de bine și contează și lucruri de genul ăsta. Eu cred mult în astfel de relații extra sportive în economia unor astfel de turnee finale. Hai să mergem mai departe cu grupa F, unde Argentina s-a impus cu 2-1 în fața Bosniei, o partidă câștigată de Leo Messi și coechipierii săi, însă Bosnia a arătat destul de bine. Cum ți s-a părut meciul, Mihai? Da, în prima fază m-a surprins așezarea Argentinei cu 5 fundași
Și fundașii, jucătorii de bandă au fost Zabaleta și Marcos Rojo. Marcos Rojo e la bază fundaș central și a jucat acest fundaș de bandă stângă. În partea dreaptă Zabaleta. M-a surprins așezarea Argentinei într-o poziție Maxi Rodriguez de Inter și acolo în față au fost Messi și Aguero. Sigur, meciul poate am fi văzut mai bine ceea ce pot ambele echipe dacă Argentina nu ar fi deschis scorul atât de repede prin acel autogol marcat de Colasinac în proprie poartă, dar Argentina a arătat bine, în special în repriza a doua, când au intrat pe teren Gago și Higuain și s-a revenit la acel modul 4-3-3. Arăta mai bine și Messi acolo, pentru că veneau doi atacanți pe fundașii centrale, Agüero și Higuain, și a avut mai multă libertate de acțiune în zona centrală. E clar că au probleme, cum se știe, acolo în axul central, în defensivă. S-a văzut problema asta la golul lui Ibišević, dar dacă Messi și cei din față se simt bine, Argentina poate să câștige acest campionat mondial, pentru că pare că cei din față pot să dea mereu un gol mai mult decât adversarul. În aceeași grupă, Iranul a remizat cu Nigeria. A fost un meci anost, aș Cel spune. mai slab de până acum. Nu știu dacă a fost ăsta, o să discutăm mai încolo, însă cu siguranță unul din cele mai slabe partide, una din cele mai slabe partide. Iranul n-a arătat tocmai rău, însă o națională a Nigeriei, de la care poate așteptam mai mult, m-a surprins ținerea pe bancă unor jucători cu experiență destul de mare. De exemplu, Odemwingie, care are ceva experiență în Premier League, care a fost introdus pe parcursul partidei în minutul 69. Daniel, cum ți s-a părut partida? Cum am spus, o partidă foarte anostă. Începutul a fost cât de cât bun, cu Nigeria presând și având câteva ocazii bune. În rest, nigerienii nu prea mai au reușit mult în partea secundă, iar Iranul era cât pe aici să marcheze. Dacă nu mă înșel, în repriza a doua a avut ocazie destul de bună. Meci anost, iar Nigeria trebuie să arate o altă față în meciul cu Bosnia pentru a mai avea speranțe la locul secund, în timp ce Iranul mi se pare cenușa sa grupei, chiar dacă a obținut în cele din urmă un punct. Și cred că cu acesta va termina și grupa. Mihai, știu că tu ai avut niște remarcații în echipa Iranului. Da, în special atacantul care nu mi se pare atacant, mi se pare mai degrabă extremă, dar normal, Iranul vrea o echipă care să fie reactivă pe tranziția pozitivă și în special acest Reza, pentru că mi se pare restul numelui destul de complicat, jucător la Charlton, totuși, de 26 de ani. Mi-a plăcut cum s-a descurcat, destul de tehnic. Așteptam mai mult de Jaga, jucătorului Fulham, și uite că i-am uitat numele acelui Inter pe care îl subliniam, numărul 3 al Iranului, care mi s-a părut să facă Ehsan Safi, Safi. Safi, da. Mi s-a părut un jucător foarte bun de travaliu și a închis și bine, dezvolta bine acțiunile pe partea stângă. Oricum, știi că ți-am zis înaintea partidei, eu mă așteptam un pic de la Iran să stea bine, pentru că am citit lucruri frumoase spuse de Alex Ferguson despre Carlos Queiroz. Ajuns totuși la 61 de ani cu ceva experiență, mă așteptam ca Iranul să stea bine în teren. Mergem mai departe cu grupa G, unde aș vrea să începem cu partida dintre Ghana și Statele Unite ale Americii, o victorie a americanilor într-un meci în care au ieșit destul de rău din punct de vedere al accidentărilor. A fost ziua de 17, chiar de 16, scuzați-mă, chiar o zi a accidentărilor, întrucât am avut mai mulți jucători ieșiți din aceste motive de pe teren. Florin, cum ți s-au părut americanii și crezi că, sau și ganezii, și dacă crezi că vreunii dintre ei pot emite pretenții la calificare?
Da, americanii clar în acest moment au șanse de calificare mult mai mari decât la debutul turneului. Și asta pentru că probabil dacă vor smulge un egal Portugaliei, ar putea să se califice în mod cert. Ce pot să spun? Cred că Jürgen Klinsmann a crescut mult ca antrenor în ultimii ani. Odată cu el și fotbalul din Statele Unite, care, de ce să nu recunoaștem, nu e cel mai iubit pe teren american. Dar Statele Unite a venit la acest turneu final cu o echipă destul de interesantă, în care experiența unor jucători ca Bradley sau Dempsey se îmbină perfect cu tinerețea unor fotbaliști de mare perspectivă, cum este Tudor și chiar acest John Brooks, care a marcat golul victoriei. Este o echipă interesantă care cred că va juca o adevărată finală în meciul de al grupei cu Portugalia. Ghana, în opinia mea, nu se va califica din această grupă, are șanse minime, trebuie să scoată un rezultat pozitiv cu Germania. Cred că au avut puțin ghinion în meciul acesta, au jucat destul de bine ganezii, cel puțin în faza de atac stau ceva mai bine decât americanii, dar pragmatismul echipei nord-americane a contat mai mult și iată că Statele Unite are acum o șansă importantă la calificare. Da, americanii nici din punct de vedere al înfățișării, nu știu dacă îi vedeai pe stradă, nu știu dacă ziceai că sunt fotbaliști unii dintre ei, da. Au venit cu niște frizuri puțin extravagante, să zicem, în Brazilia. Mergem mai departe cu celălalt meci al grupei G. Mihai, Germania învinge Portugalia cu 4-0. Am avut, aș spune eu, ceva surprize în echipa de start a Germaniei. Te așteptai să înceapă așa low și a fost o victorie meritată? Crezi scorul reflectă realitatea din teren? În mare parte cred că da, reflectă realitatea care a fost în teren. Nu mă așteptam să înceapă așa și s-ar putea să spun o chestie pe care pe mulți se mire, dar eu cred că accidentarea lui Royce i-a făcut un bine acestei echipe, pentru că odată cu accidentarea lui Marco Royce s-a renunțat la sistemul 4-2-3-1 și s-a trecut la acest sistem 4-3-3 sau 4-1-4-1. Toți cei trei jucători care evoluează în mijloc pentru Germania, și mă refer la cei trei mijlocași centrali folosiți în această partidă, au evoluat în sistemul ăsta întreg sezonul. Și mă refer aici în prima fază la jucătorii lui Bayern München, la Philipp Lahm și la Toni Kroos, care de când a venit Pep Guardiola au jucat în sistemul acesta și stau bine cunosc bine jocul acestui sistem, și Löw a făcut bine că a schimbat sistemul, iar Sami Khedira, atât cât a jucat la Real în sezonul ăsta și cel mai utilizat sistem de Carlo Ancelotti a fost 4-3-3, a devenit interdreapta și echipa a câștigat un om acolo în acea zonă pentru a face și un pressing mai bun și pentru a da și o stabilitate mai bună echipei. Dar e un punct de dezechilibru în naționala Germaniei pe care Portugalia nu a reușit să-l fructifice acolo în partea stângă ca fundaș cu Höwedes, pentru că nu a mai jucat fundaș stânga. L-am mai văzut fundaș dreapta evoluând, dar fundaș stânga nu, și mă așteptam ca Nani, chiar dacă a fost accidentat, să poată să facă diferența acolo. Asta a fost schimbarea Germaniei, pentru că jucau 4-2-3-1 cu Royce, iar Lahm era trecut ca fundaș stânga și jucau doar cu doi centrali, cu Khedira și Kroos. Au schimbat sistemul ăsta 4-1-4-1, care cred eu că mai are niște puncte slabe, să zic. Nu știu cât de mult îi convine lui Mesut Özil să joace acolo în banda dreaptă, pentru că s-a văzut puțin, iar el în singurele lui meciuri din sezonul trecut la Real, în cele două, chiar declara aproape după fiecare, a declarat după acele partide că nu îi place să joace acolo. Și nu-l văd simțindu-se bine, vine de multe ori în centru. Gyoce s-a adaptat în acea parte stângă pentru că mai jucase la Dortmund și normal trebuie să-l evidențiem pe Thomas Müller. La Portugalia nu prea avem ce să evidențiem.
Aș evidenția eu un aspect la Portugalia, faptul că intră după accidentarea lui Hugo Almeida, intră Eder, un fotbalist care a fost în multe partide rezerva lui Raul Rusescu la Braga. Și despre asta cred că vorbim despre, cred că am spus tot despre valoarea lotului Portugaliei. Și cred că accidentarea lui Fabio Coentrão e foarte importantă pentru că în lotul Portugaliei nu mai e niciun fundaș stânga de meserie. La Belo Horizonte am avut prima partidă a grupei H, o victorie a Belgiei, însă această națională care, de la care foarte multă lume se aștepta să fie revelația turneului final, nu arată ca o echipă care ar spera, de exemplu, la semifinale, în condițiile în care, după ce vor ieși din grupe, o să aibă un traseu foarte greu. Golurile au fost marcate de jucătorii intrați pe parcurs, e vorba de Fellaini și Mertens, în timp ce Algeria deschisese scorul din penalti. Daniel, cum ți s-a părut acest meci și crezi că s-a greșit la alcătuirea 11-lui de start al Belgiei? Belgia un pic timorată mi s-a părut în acest meci, poate aici s-au văzut și emoțiile debutului la campionatul mondial a unui jucător foarte tineri și asta s-a văzut mai ales în prima repriză când au și fost conduși prin golul marcat din penalti de Feghouli. Au fost anumite greșeli în apărarea Belgiei pe care nu le-am înțeles și nici o să le înțeleg. Bine că și-au revenit pe în partea secundă și acel gol al lui Fellaini a contat foarte mult în economia jocului, după care a venit desprinderea 2-1 și pe contraatac. De asemenea, Hazard nu s-a văzut mai deloc în prima parte, însă a strălucit în partea secundă, mai pe final, când a și dat pasa de gol pentru Mertens. Alcătuirea mi s-a părut una bună. Belgia chiar are șanse să termine pe primul loc grupa, după ce am văzut meciul dintre Rusia și Coreea de Sud. O Rusie care nu își fructifică ocaziile și greșește în apărare, iar Belgia poate profita și termina pe primul loc grupa și să evite în optimi Germania. Nu știu dacă vor ajunge până în semifinale, însă au șanse mari la sferturi. Mihai, ție cum ți s-a părut primul 11 al Belgiei? Nu crezi că ar fi meritat măcar unul dintre Dries Mertens și Kevin Mirala să joace pentru belgieni și să stea eventual pe bancă Chad Lee? Și aș vrea să te întreb și de cuplul de mijlocași centrali, Witsel, Dembele. Ba da, sunt de acord cu tine. Este un jucător care nu-mi place și nu n-am văzut niciodată calitate în Nasser Chadli, cu atât mai puțin să văd într-o echipă atât de valoroasă ca a Belgiei. Pentru că nu mi se pare un jucător care poate să intre în combinații cu Eden Hazard, cu De Bruyne, care sunt jucători foarte tehnici în regim de viteză. Chiar m-aș fi așteptat ca Dries Mertens să fie titular și iată că până la urmă a marcat și cu siguranță cred că cu marcarea acelui gol și-a câștigat locul de titular pentru partida cu Rusia, dar rămâne un mic semn de întrebare unde va fi titularizat și Fellaini, care el a marcat golul egalizator pentru că l-am văzut când a intrat, a jucat în spatele atacantului, l-am văzut acolo pe când juca la Everton, când era antrenat de David Moyes. În sezonul de la Manchester l-am văzut mijlocaș central, rămâne de văzut dacă Mark Wilmots va schimba un pic așezarea și Miraias, mă așteptam eu să fie titular să joace. M-a dezamăgit puțin prestația lui Romelu Lukaku și l-aș întreba așa pe Florin spre o viitoare, pentru că e o viitoare țintă în această perioadă de transferuri care urmează să vină. Am auzit că Chelsea cere 38 de milioane pe el, dacă el crede că un club poate să plătească atât după prestația destul de slabă a lui Lukaku. Nu cred că Lukaku poate pleca în acest moment pe suma asta.
Depinde și ce club se interesează de el, pentru că este un club din Franța, unul dintre cele două cluburi din Franța, mari în acest moment și potente financiar, PSG și Monaco, poate plăti acești bani. Sincer să fiu, mă îndoiesc că suma pe care cer să-i solicită va fi plătită de cineva. E drept, Lukaku e încă un fotbalist foarte tânăr, are calități excepționale. Cu siguranță acest meci nu e foarte relevant pentru viitorul său, dar din punctul meu de vedere, suma pe care Chelsea o cere nu cred că va fi plătită în viitorul apropiat de un club din Europa. În grupa H am avut celălalt meci Rusia-Corea de Sud 1-1, un meci anost de asemenea. Un meci destul de slab în care pot spune că scorul a fost decis de greșelile de portar. E vorba de Akinfeev care a gafat la primul gol al meciului, în timp ce și Jung, portarul sudcorean, a gafat permițându-i lui Kerjakov, intrat în minutul 59 în teren, să restabilească egalitatea. Șansele Rusiei se diminuează și după jocul prestat în primul meci al grupei, Algeria cred eu că se află pe un trend ascendent, având șanse reale să prindă locul 2, în timp ce Belgia ar trebui să ocupe prima poziție în această grupă H fără probleme. Cu acest meci s-a încheiat etapa întâi a fazei grupelor și a început cea de-a doua cu Brazilia-Mexic, aș spune cel mai spectaculos 0-0 de mult timp încoace, de când mă uit eu cel puțin la fotbal. Florin, cum ți s-a părut această partidă și crezi că Mexicul are șanse reale pentru a ocupa poziția a doua? Au arătat foarte bine în ambele meciuri de până acum. Da, subscriu la ceea ce ai spus, un 0-0 extrem de spectaculos, în care portarul mexicanilor, Guillermo Ochoa, a ieșit clar în evidență, însă pe lângă el, elevii lui Herrera, cred eu că s-au făcut foarte ușor de marcați, poate și pentru că Brazilia n-a arătat așa cum sperau fanii că o să arate. Mexic are șanse de calificare importante, are șanse mai mari decât Croația, pentru că în acest moment e avantajată și de un rezultat de egalitate, în timp ce Croația are nevoie de victorie. Sunt două echipe care mie cel puțin îmi plac și cred că va fi un meci foarte spectaculos. De altfel, în preview-ul acestei grupe, acum 3 săptămâni, am scris că, din punctul meu de vedere, meciul Croația-Camerun, Croația-Mexic va decide echipa care se va califica de pe locul 2. Îmi place naționala Mexicului, îmi place agresivitatea ei, are un spirit extrem de combativ. Câțiva jucători care, cel puțin pentru mine, reprezintă o adevărată surpriză, exceptându-i pe cei care voleau deja în Europa, Ochoa, Hector Moreno, Dos Santos, chiar Guardado, care a jucat la Valencia și pe care îi cunoșteam. Restul jucătorilor sunt o reală surpriză pentru mine și cred că foarte multe îi se datorează și acestui selecționer Herrera, care am înțeles că a reușit să lege foarte bine, atât afectiv cât și fotbalistic, acest lot. Uite, Andrei, și eu aș vrea să te lau pe tine. Cred că și Tudor a zis, tu cu Daniel, oricum, cu siguranță, a spus că Mexicul va face o figură frumoasă la acest campionat mondial și că va termina pe doi în grupă. Eu am mers pe Croația și încă mențin părerea, deși e clar că trupa lui Miguel Herrera arată mult mai proaspătă decât naționala antrenată de Nico Kovac, dar merg pe trioul ăsta al croaților cu Modric, Rakitic, Mandzukic. Mi se par jucători mai valoroși și cred că pot să aducă victoria Croației în meciul direct, care cred că va fi un meci spectaculos, o încântare pentru toți iubitorii fotbalului.
Da, și o surpriză foarte frumoasă în echipa Mexicului, Rafa Marquez, jucător ajuns la 35 de ani, dacă nu mă înșel, a jucat titular în ambele partide și a făcut-o destul de bine pentru un jucător ajuns la vârsta sa. Vine și el după un sezon destul de încărcat, așa că este de lăudat felul în care s-a prezentat, purtând și banderola de capitan a Mexicului, desigur. Cealaltă partidă a grupei A a fost Camerun-Croația 0 la 4, o partidă în care Camerunul a arătat rău și îmi dă impresia că e una din cele mai slabe echipe prezente la acest turneu final. Daniel, cum ți s-au părut ambele echipe și dacă crezi că Croația pleacă cu prima șansă sau cu a doua pentru locul 2 în această grupă A? Da, Camerun a arătat destul de rău. Nu știu ce pretenții să ai de la o națională care se bazează mereu pe Samuel Eto'o. Ok, Eto'o este o legendă pentru ei, a jucat foarte multe meciuri, a dat multe goluri importante, însă a îmbătrânit și el și nu cred că îți mai poți pune speranțele în el tot timpul. Cred că asta, pe asta s-au bazat lei africani, tot pe Eto'o și acesta a dezamăgit. Aseară au făcut un meci modest, bine, asta s-a datorat și eliminării lui Song la scorul de 0 la 1 și apoi scorul a luat proporții considerabile până la 4 la 0. Croații s-au dezlănțuit și arată bine înaintea duelului cu mexicanii. Acum nu știu dacă vor pleca cu prima șansă, deoarece Mexicul are un atu important și acela este Ochoa în poartă. S-a văzut și în partida cu Brazilia. Croația nu arăta rău nici în prima partidă cu Brazilia. Chiar dacă au pierdut, aseară și-au dovedit valoarea. Mandzukic a revenit și este pregătit să marcheze multe goluri și în poarta Mexicului. Să vedem, acum va fi un duel foarte interesant, intens și probabil și spectaculos. În grupa B am avut prima mare surpriză a competiției prin prisma eliminării aproape sigure a Spaniei. Însă Și mai trebuie. aici, scuze că te întrerup, aici îmi vine rândul să-l laud pe Florin, că el ne-a, eu n-o să uit acest aspect în care ne-a spus clar că Spania are niște probleme prin modul cum și-au alcătuit lotul și iată că aceste probleme au fost ceva mai mari decât le anticipa el, dar cred că a fost singurul care a anticipat chiar o eliminare a Spaniei. Și Daniel miza pe un meci greu al Spaniei contra lui Chile, dar nu cred că se aștepta la două înfrângeri, la problemele pe care le vedea Florin în lotul lui Del Bosque. Ok, păi hai să începem atunci cu această partidă, Spania-Chile. Florin, ca de obicei când e vorba de Naționala Spaniei, ai cuvântul. Un meci în care spaniolii au arătat rușinos și se întorc acasă cu coada între picioare. Bine, mai au un meci de jucat, însă ratează calificarea chiar cu o zi înainte de schimbarea regelui în Peninsula Iberică. Da, mulțumesc, Mihai, în primul rând. Ce pot să zic? Pe de o parte, regret eliminarea prematură a Spaniei de la Cupa Mondială, pentru că, odată ieșită din grupă, Spania cu siguranță ar fi putut să se adune și să ofere un alt fotbal. Din păcate, problemele continuă, din ce se aude, cel puțin astăzi în Spania, între jucătorii celor două mari rivale, Real Madrid și Barcelona, au intervenit câteva contre care au fost oarecum ascunse în ultima vreme de rezultatele pozitive și de ce să nu spunem asta, de dispariția cuplului Guardiola-Mourinho din Primera. Spania arăta foarte rău aseară, mult mai rău decât m-am gândit eu că o să arate. Au avut un moment foarte important la 0-0, o ocazie importantă care poate ar fi schimbat oarecum cursul jocului, însă cred că ceea ce merită cel mai tare de semnalat este faptul că Spania n-a reușit niciun moment la această Cupă Mondială să arate precum adevărata campioană mondială al fotbalului actual. Nu m-a impresionat nici măcar prin acel stil care deja părea etern de rigiditatea.
nu a impresionat nici prin o forță defensivă pe care mulți jurnaliști spanioli o anticipau. Din contră, a clacat grav la aceste două capitole. Cred că în Spania se vorbește astăzi și se vorbește corect de o ușoară aroganță a jucătorilor lui Del Bosque. Acel termen folosit astăzi foarte des în presa iberică, și anume prepotenția, care, din păcate, i-a tras destul de mult în jos. Eu mă așteptam ca dușul rece cu Olanda să-i inspire, dacă pot spune așa, un pic spaniol și să încerce să își refacă imaginea șifonată serios de Robben și Van Persie în primul meci. Se pare că n-au putut și cred că din acest moment, la nivelul național iberic, se poate vorbi cu siguranță despre un schimb de generație. Da, și hai să încheiem emisiunea cu ultima partidă din grupa B, disputată până în momentul de față, în etapa a doua. E vorba de Australia-Olanda, un meci în care Australia a arătat foarte bine, în timp ce Olanda a arătat mai puțin bine față de partida cu Spania, ceva mai nesigur și au fost chiar aproape de a rata victoria, însă golul lui Depay, jucătorul lui PSV Eindhoven, a reușit să aducă o victorie și 3 puncte foarte importante în economia grupei. Mihai, cum ți s-a părut partida? Da, trebuie să semnalăm această prestație a australienilor, care și în meciul cu Chile, 60 de minute, au jucat foarte bine. Asta s-a întâmplat și la meciul cu Olanda, însă aș zice eu un special în repriza a doua, chiar că în repriza a doua au primit două goluri și au marcat doar o dată. În prima repriză au ținut un ritm bun, dar nu au reușit să-și creeze mari ocazii, doar acea super execuție a lui Tim Cahill și cum îmi place mie să semnalez de fiecare dată la un gol marcat, să nu uităm că Tim Cahill este un jucător de picior drept, a marcat acel super gol cu piciorul stâng, cred că e de 2-3 ori mai greu să prinzi mingea cu piciorul mai puțin de bază, să zic așa. Asta cred că trebuie să semnalăm, a fost o super execuție, dar Olanda a început să aibă probleme în momentul când a revenit la sistemul ei de bază 4-3-3, probleme în defensivă. S-au văzut multe găuri pentru că au antrenat înaintea campionatului mondial numai acest sistem de 5-3-2. Și iată că au intervenit problemele cu accidentarea lui Martin Cindy și se pare că se va merge pe acest sistem, nu se va mai merge pe acest sistem cu 5 și se va reveni la clasicul Olandei cu 4-3-3. O să vedem și în meciul cu Chile cum se va prezenta trecerea la acest sistem și poate în optimii să vedem cu cine vor juca. Or să se vadă, cred eu, problemele, pentru că, cum am spus-o, nu au antrenat, nu au mai jucat acest 4-3-3 și din această cauză au intervenit problemele. În schimb, în ofensivă stau foarte bine olandezii cu Robben și Van Persie, care par într-o formă foarte bună și cred că această eliminare a Spaniei s-ar putea să-i dea chiar un avânt Olandei, care cu siguranță că vrea să repare ceea ce s-a întâmplat acum 4 ani și ar vrea să vină și timpul ei să câștige un mondial și cu această ofensivă poate să pună multe probleme. La australieni, cu siguranță că în afara lui Tim Cahill l-aș remarca pe Matthew Leahy, un jucător care eu l-aș vedea jucând fără probleme de la locurile 11-20 în Premier League. El a jucat în Liga a doua din Bundesliga la FSV Frankfurt și sper ca prestațiile astea ale lui să le aducă un transfer, nu știu, la o echipă nou promovată, Leicester, poate. Da, să știi că și mie mi-a plăcut mult Leahy și are 23 de ani, dacă nu mă înșel. Da, pare exact tipul ăla de jucător de extremă, de bandă în Anglia, care are viteză și poate centra de multe ori periculos, poate centra periculos în careul advers. Bun, încheiem emisiunea de astăzi, mulțumindu-le în primul rând invitaților mei.
De asemenea, le mulțumim și ascultătorilor care ne sunt alături și pe grupul de Facebook, Săptămâna de Fotbal, unde discutăm, desigur, toate partidele disputate la acest campionat mondial. Celor care nu au făcut-o deja, le spunem să ne dea like la pagina de Facebook și invităm de asemenea să se aboneze la canalul nostru de YouTube. Vă dorim o seară plăcută, la revedere!